Tot mai multe cazuri și din ce în ce mai severe se prezintă la unitățile de primire urgențe ale spitalelor din Iași. În fiecare zi, 2-3 pacienți au nevoie de tratament de urgență după expunerea la praf, polen sau alte substanțe utilizate la curățenie. Deodată, ca să nu faci o alergie, n-ar trebui să intri în contact cu alergenul. Așa că în zonele în care remarcați că există orice tip de alergen, mai ales că e perioada în care vorbim despre praf, despre soluții utilizate la curățatul apartamentelor sau insecticide, încercați să nu intrați în contact cu ele sau, dacă trebuie să o faceți, aveți grijă să existe ventilație corespunzătoare și să vă asigurați măsurile de protecție elementară, mască, mănuși, de așa fel încât să nu se declanșeze o reacție alergică semnificativă. A doilea rând, ar trebui să fiți extrem de atenți la semnele de alarmă. Mâncărimea pielii, acele erupții maculopapuloase, dificultățile respiratorii, cursul nasului sau ochilor, coriza, rinorea, sunt semne de alarmă, iar în momentul în care apar și acele tulburări respiratorii sau prăbușirea tensională, este clar că suntem în fața unui caz de edem chinche sau unui șoc anafilactic și că medicația trebuie administrată de urgență. Există însă și câteva soluții ce vă pot feri de expunerea la alergeni și pot împiedica dezvoltarea unor forme clinice severe. În aceste cazuri, adrenalina este regina și acea mod simplu de administrare, adrenalina autoinjectabilă, ar trebui să fie cunoscut ca și mod de utilizare și de cel care are o alergie și de cei din jur. În plus, în cazul acesta, luați-vă medicația cronică, consultați alergologul. Aveți grijă să nu faceți variații de medicație doar pentru că ați citit pe Google sau v-a spus vecina de la colț, și în aceste condiții sunt convins că veți trece mai ușor peste această perioadă care se anunță extrem de dificilă. Mai nou, la Iași, Ambrozia face ravagii și zeci de persoane afectate au sesizat prefectura și direcția agricolă.